Mergem să comandăm coliva și un colac, se cheamă, nu? Da. Salat pentru parastas. Da. Și tu ești și mai drăguță cu el. Așa. Gata, acum trebuie să mergem să cumpărăm restul pentru pachete. Nu putem pleca acum. E un accident chiar pe strada noastră aici. Și am intervenit cât am putut noi de repede. Vrem să plecăm și nu putem. A ajuns poliția criminalistică și face măsurători. Taram, 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 taram. Cine e? Cine e mai mare? Cine e mai tare? Da! Și plecăm la cumpărături la supermarket pentru pomana bunicii. Dar înainte am primit un colet. Iată cu câte lucruri. Tot ce am comandat, un vârf de pom. Uite așa, cu leduri. E tare, nu? E cu leduri, da. Da. Salut! Ce mai e aici? Și instalații colorate. Mai era una. Uite acolo. Astea sunt piesa de rezistență. Sunt întrerupătoare cu temporizator. Prize cu temporizator, de fapt. Da. Prin Wi-Fi. Prin Wi-Fi. Cu telefonul. Comandăm când să se aprindă instalațiile luminoase. Pentru că mi-ar fi dificil să stăm să le aprindem pe fiecare de fiecare dată. Adică ele sunt destul de multe. Conectate. Ba în copac, nu știu dacă se vede. Acolo. Ba aici. Am avut grijă să instalăm prize cam peste tot. Da. Ca să putem lumina de Crăciun. Noi am intrat în spiritul sărbătorilor încă de la 1 noiembrie. Hai să mergem, ne așteaptă bebe în mașină. Briana merge cu noi. Iar fetele rămân să facă temele. Uită pe Bri! Salut, Bri! Acum, după cum v-am spus, mergem să comandăm coliva și un colac, se cheamă, nu? Da. Colac pentru parastas. Da. Așa, hai! Și pe tine, Bri, acum. Și Briana e neîmbrăcată. Și... Rămân eu să îmbrac, mami, du-te tu. Da, vii după mine, că trebuie plătite. Gata, Briuța? Hai, te îmbrăcăm. Hai să te îmbraci, tata. Bagă mânuța. Așa. Ce ai făcut astăzi la grădii? Ia zi-ne. Am colorat ceva, dar nu știu. Nu știi ce-i colorat? Bagă și mânuța cealaltă. Așa. Și căciulița. Ce este asta? Un iepuraș. Eu așa zic, e un iepuraș. Voi ce ziceți? Ce este ăsta? Un iepuraș. Da. Hai. Și tu ești și mai drăguță cu el. Așa. Stai să te închei. Și gata! Hai! Opa! Pa, ce ai luat acolo, mami? Am luat chec și polonez. Și comanda. Comandă de colac. Aici colacul pentru pomană se cheamă parastas direct. Deci colacul pentru parastas se cheamă el însuși parastas. Nu știam. Adică am auzit asta, dar e ciudat pentru că în zona din care venim noi nu se cheamă așa. Mai mergem la plastice. Hai. Am dat comandă de colivă și de colivă la pahar. Ok. Și acum trebuie să mai luăm păhăruțe. Și colăcei. Și colăcei, da. Și colăcei, și colivă rotundă, și colivă la pahare. Să le punem în pachete. De toate. Și gata. Acum trebuie să mergem să cumpărăm restul pentru pachete. Nu putem pleca acum. E un accident chiar pe strada noastră aici. A venit într-un final ambulanță, noi am sunat la 112, am făcut legătura și cu poliția. A reușit să ajungă deoarece, ia uitați, traficul este blocat. Noi sperăm ca fata să fie bine. Era parțial conștientă, deschidea ochii, dar nu putea vorbi. Nu mișca singură, nu știm, suntem așa... Șocați. Șocați, exact, șocați. Noi aici suntem în cartierul unde am stat, da, înainte. Eram acolo la magazinele unde făceam comanda pentru colac și colivă. Și accidentul s-a întâmplat la două blocuri distanță. Noi nu am văzut direct, doar am auzit impactul și am intervenit cât am putut noi de repede. Am sfătuit oamenii să nu o ridice de jos. Toată lumea era panicată, salvarea întârzia să apară. Toți voiau să o ia de acolo, să o ducă la spital cu mașina personală, dar e mai bine că au așteptat totul să vină ambulanța. Într-un astfel de accident, victima nu trebuie să fie mutată. Oamenii au pus gecile pe ea, noi am cerut de la o vecină din zonă o pătură și am acoperit-o ca să-i fie un pic mai cald. E frig afară, asfaltul e rece, plus corpul intră în hipotermie din cauza faptului că nu se mai mișcă.
Vrem să plecăm și nu putem. A ajuns poliția criminalistică și face măsurători. Deci mai durează. Suntem blocați aici. Am ajuns și la Ionuț la atelier, în noua lui locație. Ce avem aici? Uite, cred că avem o bucătărie. Da. Am nimerit-o. Mă pricep la mobilă. Salut! Merge treaba, Ionuț? Merge? Merge. Avem o scârție. Închidem, că scârție folia. Briana încearcă și ea jucării noi. O mașină pe stand fix. Puc! Gata. Gata, Bri. Țup, 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 țup. Să vă arăt biroul. Wow. Ales din ăștia. Aici e sala de conferință într-un fel. De consultanță. De consultanță, da. Venim la tine și stabilim ce mobilă vrem să facem. Exact. Suntem șocați. Cam târziu de cafea, dar... Altădată, hai. Hai. Pa, Ionuț. Pa. Pa. Așa cum știți că m-am pornit de acasă pentru cumpărături. Da, am ajuns într-un final și la cumpărături. Intrăm la cumpărături atunci. Hai. Wow, de Crăciun deja. Oh, Flan, deja a venit Crăciunul. Da. Și la noi acasă. Da. Wow. Și Milka. Toate. Toate. Sunt pline. Totul e plin. Da. Uite, putinuțele alea muzicale. Wow, ia uite mami ce e aici. Oh my god. Nu cred. E imensă, cred că Mara dacă era sigur o lua. Sau îi facem o surpriză. Ce zici, să o luăm să-i facem o surpriză mare? Hai, sunt de calitate. Da, știu. O luăm? Da, uite, nu e ieftină, ca să știi. Am văzut. O luăm. Tu, Bri, ce ai găsit? Milka. Da, să vreau de găsit. Da, Milka. La de Merg. Dar știi ce-i zicem? Ce-i spunem? Că trebuie să o păstreze până la Crăciun. Crezi? Da. Ok. Am luat o pâine și abia aștept să o feliez. Îmi place foarte mult sistemul ăsta. Hai să văd dacă mai țin minte. Trebuie să închidem. Da. Pe care dăm? Cea mai subțire. Vrei cea mai subțire? Da. Așa merge pâinea asta. Foarte subțire. Are coaja standard. Și acum, priviți ce se întâmplă. Vin niște clești, o agață. Luăm așa, mami? Am găsit niște fițe de masă interesante. Le luăm? Trebuie să luăm două. Așa, dacă vrei. Cereale, da, Bri. Luăm așa două? Vrei așa sau aștept să apară cu moștă? Nu, așa. Da. Tati, ce sărbătoare ziceai că se apropie? Tam, 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 tam. De Paști. E Crăciunul, dar mai găsim produse de Paști. Îmi place asta. Hai, și Briana vrea jos. Ce Bri? Bri cumpără tot. Da. Crăciunul n-a venit, dar luăm de Paști. Am comandat mâncare caldă pentru pachetele cu împărțele. Și trebuie să mai facem și noi 20 de pachete cu mâncare rece. Ele se vor distribui împreună. Pentru pomana bunicii. Acum căutăm suc. Nu știm cum e la voi, dar la noi așa se face. Nu suc de la Bri. Nu suc de la Bri, nu. 20. Hai, 20, hai. Da. 24. Deci ne ajung. Da. A apărut ceva în coșul nostru. Și nu e bine. Da! 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 Ba, nu. L-aduce moșul pe ăsta. L-aduce moș Crăciun pe ăsta, hai. Da, nu l-aduce. Ba da, l-aduce. Tati, eu am găsit ceva inedit pentru noi. Nu, astea sunt clasicele napolitane cu lămâie, care ne plac foarte mult. Dar am găsit napolitane cu caramel sărat. Wow! Tare! Și napolitane cu cremă de banană. Da. Poftim, Bri! Am luat câte trei. Cred că trebuia să iau mai multe, că suntem mai mulți. Eu m-am gândit numai la copii, dar noi... Și gata! Am terminat, mergem la fete. Mai cum am trezit? De la ceva ce am cărat. Dar ce? Nu știu, acum, murdare. Miroase prea frumos de aici, așa că luăm și ceva de mâncare. Sper să mai găsim. Hai! Gata. Am ajuns acasă. Bri, acolo! Ce-ai văzut, Bri? Avem luminițe, dar vouă nu vi le arătăm, pentru că așteptăm luna decembrie. Mamă, ce tare e! Wow, e ceva de vis și nu s-a prins pe toate. E aprinsă doar marginea de sus, mai sunt și celelalte zone mai joase.
Căsuța nu i-a prinsă, pomii nu se terminează, dar urmează ceva mărăți. Negruț cu noi aici. Hai, negruț, hai în casă. Hai, mami, în casă. Ce se aude? Primiți fetelor cu dulciurele. Teo nu este încântată. De ce, Teo? Ce? Oh my god! Ce? Poftim, mă! Oh my god! Poftim, Teo. Teo vrea să mănânce. E foame. Avem Thuringer acolo. Ai fost cu noi, Bri! Ai fost cu noi, hai! Ciocolata asta o să mi-a ajungă până la Crăciun. Cred că e turtă dulce. Acum îmi dau seama. Și asta e tot turtă dulce și asta e tot turtă dulce. Mie îmi place turta dulce. E o cutie mare cu turtă dulce. Cred că 11 sortimente. Dar vreau numai de ciocolată. Nu te uite, asta este albă. Da. Atâta, nu? Da, uite! Ți-am mai luat și o pâinică, baghetă. Poftim! Teo, tu ai primit 3 pachete de biscuiți de care ți-ai dorit. Tam, tam. Tu ai mers cu noi. Tu ai primit bagel rolls, asta ți-ai dorit. Mâncăm ceva? Thuringer, așa se cheamă? N-am mâncat niciodată. Voi ați mâncat? Scrieți-ne în comentarii dacă vă place sau nu. Noi vă vom... Ia uite-le, tati! Ce tare! Tam, 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 tam. Cine, cine e mai mare? Cine e mai tare? Cu bomboane! Da! Haide! Eu sunt jumătate și decid. Hai să vedem. Cine câștigă? Cine câștigă? Cine câștigă? Cine câștigă? Cine câștigă? Cine câștigă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da! 11 sortimente! Hai, trecute de joc! Teo are și ea un cadou. Ia priviți ce cadou are Teo. Roșiile. Iar noi am desfăcut marea cutie. Priviți pe story! Fetelor, fetelor, stați! Nu mai certat! Să vă arăt ceva! A, da. Una ție. Tam, tam. Una ție. Tam, tam, tam. Ce? Atâta. Mai e mami. Una. Și mie. Una ție. Una ție. Una mie. Și ție? Cutia goală. Tare. Metru, nu? Mm. Sunt turte dulci. Da. Ia, astea albe. Nu mai turte dulce. Toată e turtă dulce. Mm-hmm. Hai, mâncăm mâncare, lăsați mm-hmm. dulciurile. Hai să mâncăm. Da. Ne-am așezat la masă. Poftă bună. Stă cărnatul. Ăștia sunt? Ăștia sunt. Par un fel de parizer mm-hmm. cu orez. Mi-e plac. Ia să vedem. Mi-e plac. Ia să vedem. E bun? Puneți-mi-e. Așa-ți-e, spune-mi acum. Acum. N-ai încercat să mâncăm? Fiecare ceea ce dorește. Am aici iaurt natural făcut în casă. Deci este o minune. Uite, poloboace așa cum mm-hmm. era pe prima poloboace. Și ce avem acolo? Cake. Ia. Noi vă mulțumim că ne-ați vizionat până la final. Și vă urăm o zi frumoasă în continuare. Ah, hai să vedem cidrul cum e. E un cidru. Mi-a luat un cidru fără alcool. Din soc. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam să fie negru. Ia gustă. Gustă acum. Soc. N-are nici zahăr. Oh. E ciudat. Dar e bunuț. E natural. E bio. Uite. Diana, stai jos. Gustă, tati. Ne dai și nouă că și noi avem voie. E prea acrum? E ciudat. Pare că are pere ceva, să citesc ce are. Scorțișoară și ghimbir are. Suc de soc, da. Vișine și fructul pasiunii. Are și aromă de fruct pasiunii, într-adevăr și de vișine. E bun și e sănătos. Așa că, cheers! Și o veste bună, în legătură cu accidentul de ieri, fata este bine, am primit informația de la cineva apropiat. E mai bun la teleprins. Cum arată ea? E bun? Așa trebuie să fie. Gustați să vedeți, este extraordinar. Uite așa? Da. Cu smântână. Mm-hmm. Da, mulțumim că ne-ați vizionat. O urăm o zi frumoasă în continuare. Și vizionare plăcută în continuare la vlogurile noastre.
Iar până data viitoare vă spunem la revedere și vă pupăm!